Mie îmi place să merg la grădină zoologi. Animale. Animale? Ce animale? Și niște jucării cu ghiare. Terminat o școală și mai am institut. Deci eu vreau să vă spun că înainte era mult mai frumos și mai îngrijită piatra. Eu sunt de la Târgu. Dar sper că nu mă înșel. Că era mult mai multe flori, era mult mai îngrijit. Unde se poate acționa măcar să fie curat, ca și într-o gospodărie? Dom'le, nu sunt modest, sunt asta, dar am curat în casă. Am avut o zi grea, ușoară. Am zile și zile, când sunt grele, când sunt ușoare, când sunt pline, când merg mai slab, când merg mai bine. Că o zi oricare alta, de muncă. Dar mie piatra îmi place foarte mult. Mie mi s-a părut wow. Eu sunt în orașul ăsta de 60 de ani. Eu, dacă să ipotetică aș fi, așa aș lua-o de jos. Cu lucrurile simple, fiecare la locul lui să-și facă datoria, curățenia în primul rând și face încet, 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 ce se poate face. Îți fericit doar că am închis patul zoologic, de mă bucur foarte tare că schimb chestia asta. Dacă nu vor scoate câine, nu vor ca oamenii să scoate câine la plimbare, ar trebui să amenajeze, să creeze niște parcuri pentru căței, ceea ce noi nu avem în ea. Piatra asta. Tot spun că piatra e pietra Moldovei, că e foarte frumoasă, dar concret nu sunt nici nimic. Dar voi ce părere aveți? Aici tot urmește bine, ca orașul stă pe loc. Sunt prea puține flori, nu e loc pentru animale. Locurile fi și graffiti-uri banale. N-avem cum să mergem, la locații cu carul. Avem bune, avem onuri, avem tot atât și stop. A fost odată piatra, când mai fost cu ea și loc. Terminat o școală și n-ai unde să te duci. S-a urmărit. Se poate face mare, se face mare. Să pui la mea tot ce-a să simt, că totul e schimbare. Poți să visezi, poți să dansezi, poți să creezi o lume mare. Se vrea, dar nu se face. E frumoasă pietricica, e plăcut, e chiar plăcut. Toți îi spun pe la Moldova.